chitarelor la București. Pentru băieții cu păr lung și chitară electrică, a doua ediție a festivalului Ziua Chitarelor a pregătit masterclass-uri cu renumiți chitariști ai momentului. Printre băieții buni care vor susține orele de educație rock și recitaluri, mâine la sala Toma Caragiu a Teatrului Bulandra, se numără și chitaristul Greg Howe, pe care avem plăcerea de a-l avea alături de noi în această seară. Bună seara, bine ai venit! Prima întrebare este, cum îți dai seama când ai devenit un profesionist al chitarei electrice? Atunci când ajungi să spui despre tine că ai fost pe scenă cu Justin Timberlake, cu Michael Jackson, atunci când trec ani de zile în care studiezi instrumentul? I think for me, I got a record contract finally. Eu am obținut un prim contract în 1989. Am început după aceea să mă văd în reviste și am început să mă consider un adevărat profesionist. De asemenea, tocmai ați menționat faptul că am cântat alături de Michael Jackson, care m-a ajutat foarte mult. Am avut o carieră deosebită, multe albume, 9 albume solo, multe albume la care am participat alături de alții. Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, aș vrea să spun că atunci când am semnat primul contract ce m-am văzut în reviste, în sfârșit m-am simțit un adevărat profesionist. Așadar, era imaginii își face datoria chiar și față de dumneavoastră. O altă întrebare este, unde începe istoria chitaristului, mai precis? La 10 ani, când începe adevăratul joc cu instrumentul, sau atunci când înveți pe alții chitară? The history of a guitar player, I would say, istoria unui chitarist, aș spune, nu știu. Probabil când am terminat liceul, am început să cânt direct, imediat, în cluburi. Și am cântat în felul acesta timp de 6-7 ani. I consider my history to be all the way back as far as even before that, when istoria mea cam atunci aș așeza-o ca moment de început. Sigur că înainte de aceasta am ascultat foarte mult și am încercat să fac ce făceau alți chitariști. În ceea ce mă privește pe mine, istoria mea, evoluția mea, datează din momentul în care am început să învăț să cânt din ce în ce mai bine. Deci, sigur că e adevărat că și a preda instrumentul este important. Dar în ceea ce mă privește pe mine, totul datează din momentul în care am început să studiez instrumentul și să-i ascult pe alții cântând. Un chitarist profesionist se spune că este cel care nu lasă nicio zi să treacă fără să facă exercițiul la instrumentul pe care vrea să ajungă să-l masterizeze, ca să spun așa, al cărui maestru vrea să devină. Sau este un profesionist care, atunci când este invitat să sară pe scenă, fără să pregătească niciun fel playlist-ul pe care are să-l cântă, reușește să facă din ceea ce cântă pe scenă un adevărat regal master de rock? When I was younger, I used to practice all the time. Când eram mai tânăr, studiam tot timpul. Și asta pentru că îmi plăcea foarte mult să cânt. Nu exersam pentru că simțeam că trebuie să fac acest lucru, ci pentru că îmi făcea plăcere. Acum este mai greu să-mi găsesc timp să studiez. Răspund la e-mail-uri, stau foarte multe vreme de vorbă la telefon și joc și jocuri online. Trebuie să mă străduiesc mai mult, trebuie să îmi impun ca disciplină să studiez. Și, pe de altă parte, este foarte bine și că predau, pentru că asta înseamnă că trebuie să fiu tot timpul în formă. Cam așa stau lucrurile. Evident, nu putem să trecem peste acest interviu fără să vă întrebăm cum a fost experiența de a cânta alături de Michael Jackson pe scenă. Este un punct în cariera dumneavoastră de care sunt sigură mulți jurnaliști se împiedică. It was a great experience. Experiența a fost minunată, de necrezut. Ocazia mi s-a ivit prin intermediul lui Jennifer Batten, care era principala chitaristă și știa că va ieși din turneu pentru că mama ei se îmbolnăviste și m-a recomandat pe mine să-i preiau locul și, bineînțeles, am acceptat. A fost uluitor, trebuie să mărturisesc. Singurul lucru dificil, singura componentă dificilă a fost că mi s-a spus la începutul verii că voi primi răspunsul foarte repede, dar luni de zile au trecut până când mi s-a spus exact. Țin minte și acum, era luni seara pe la 8,
urma să fiu în dimineața următoare la 6 ca să ajung la Amsterdam, așa că nu știam ce să fac întâi, să-mi pun lucrurile în geamantan sau să ascult cântecele. Experiența a fost uluitoare. Michael a fost unul din oamenii cei mai minunați și mai blânzi, oameni buni și generoși pe care i-am întâlnit vreodată. Ceea ce a fost uluitor pentru mine a fost că era atât de tăcut atunci când nu era pe scenă în lumina reflectoare. În momentul în care însă ajungea pe scenă, se transforma într-o persoană complet diferită. Toată lumea putea să-i simtă energia care emana din el. Uluitor. Și uneori uitam ce trebuia să cânt, pentru că pur și simplu eram fascinat. A fost o experiență absolut fantastică. Dincolo de scenele acestea grandioase pe care ați ajuns să cântați, dincolo de studiourile importante în care ați înregistrat foarte multe albume personale, sunteți invitat la București pentru un masterclass pe care îl veți susține, iată, pentru tineri începători, pentru chitariști care n-au o experiență și niciun renume internațional. De ce alegeți să studiați alături de ei și să-i învățați chitară? Well, first of all, I love teaching. În primul rând, îmi place foarte tare să predau. În al doilea rând, n-am venit încă niciodată la București și m-a încântat ideea. Și întotdeauna îmi dă un sentiment de mulțumire acest lucru. Faptul că pot să predau cunoștințele mele altora. Îmi place să urmăresc progresul studenților și să știu că am contribuit și eu cu ceva la acest progres. E întotdeauna minunat să contribui la dezvoltarea unei persoane care chiar vrea să facă ceva cu sine însăși. Și atunci când cineva este entuziasmat și bucuros să cânte la chitară, este o plăcere să particip la acest lucru. Greg Howe, vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară. Vă mulțumesc pentru, iată, devotamentul pe care îl aveți față de începuturile rock ale muzicii și sperăm să avem ocazia să vă revedem curând chiar în România, de ce nu? Oh, thank you very much. I'd love to come back. Vă mulțumesc, mi-ar face plăcere să revin oricând.